Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la Descoperă Lumea TV! Cum reușeau romanii să construiască drumuri atât de bune acum 2000 de ani? Se susține pe drept cuvânt că vechea Romă beneficia de o vastă rețea de acces spre întinsul său imperiu, asigurată de căi de transport diferite, în rândul cărora drumurile pe uscat ocupau un loc aparte. Trăinicia acestora este explicată printr-o tehnică de constmicție specifică, o tehnică deloc simplă, după cum veți vedea din cele ce urmează. Pe toată lungimea unui drum se săpa un șanț de circa un metru adâncime, pe fundul căruia se puneau pietre mari plate, cimentate cu mortar de var. Se așezau apoi alte pietre, de data aceasta cât pumnul de mari, care erau și ele de asemenea cimentate cu același mortar, iar deasupra se așternea un strat de pietre de mărimea unei nuci, strat care, la rândul său, era acoperit cu pietriș și nisip. Construcția acestor drumuri necesita, desigur, o muncă uriașă, ceea ce explică faptul că sute de mii de sclavi au lucrat la ele sub amenințarea biciului, după cum reiese din multe vechi scrieri. Drumuri bune pentru cărăușie au existat însă cu mult înaintea erei noastre în unele state ale Antichității ca Asiria, Babilon, Persia, India, Peru. Dar în vechea Romă au fost efectuate cu siguranță cele mai vaste lucrări de construcții de drumuri lungi spre Africa prin Sicilia, spre Asia prin Macedonia, spre Bizanț, spre Spania și spre Germania. În Roma se întretăiau 29 de drumuri ce aveau mare importanță comercială și jucau un rol însemnat în menținerea legăturii capitalei cu întinsul imperiu, cu provinciile sale și cu țările subjugate. Apariția unor asemenea drumuri răspundea, de fapt, cerințelor timpului, folosirea cailor și a căruțelor, presupusă a fi avut loc, începând cu aproximativ 7000 de ani în urmă, reprezenta mijlocul cel mai important și cel mai răspândit de transport și în timpul Imperiului Roman. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!